draga mea, sunt Luna Ala. În această săptămână, Luna întărește curajul, energia și dorința de a-ți atinge obiectivele în cel mai scurt și cel mai direct mod. Dar această atitudine poate duce la probleme, deoarece toată săptămâna vor exista dificultăți în orice activitate. În mod activ și viguros le vei putea depăși, dar dacă aceste acțiuni nu sunt rezonabile și eficiente, nu există nicio garanție. Cel mai probabil, dacă ai început ceva pe valul entuziasmului emoțional, vei întâlni în curând accidente sau contracarări enervante. Acest moment este minunat pentru atingerea obiectivelor tale, atât singură, cât și cu sprijinul altora. Utilizează această perioadă favorabilă pentru a începe proiecte îndrăznețe. A doua jumătate a săptămânii este mai potrivită pentru comunicare. Această perioadă este, de asemenea, bună pentru creativitatea intelectuală. Criticii non-constructive din partea altora merită să îi acorzi mai puțină atenție și cu siguranță nu trebuie să reacționezi emoțional la comentariile pe care le auzi. La început te vor provoca, te vor forța să acționezi cu mai multă hotărâre, dar atunci forțele vor fi irosite, iar iritarea va crește, inclusiv din cauza dezorganizării, a uitării, a retrospectivității. Indiferent cât de mult încerci să eviți greșelile, nu vei reuși. Dar greșelile pot fi reduse la minimum. Astrele anunță o săptămână la fel de liniștită pe cât de realistă și calme vei fi tu. Acum hai să vedem la ce sunt predispuse minunatele semne ale zodiacului. Berbec. În această săptămână se vor intensifica contactele sociale. Poate vei auzi multe bârfe legate atât de tine personal, cât și de prietenii și rudele tale. Nu este exclus faptul că în felul acesta se vor manifesta secerătorii tăi secreți. Încearcă să eviți comunicarea cu persoane care se comportă ciudat, care ascund ceva de tine. Nu este de dorit să rătăcești singură pe străzile orașului, mai ales noaptea. Acum există un risc ridicat de a întâlni scrocii. Nu grăbi lucrurile în viața personală. Cel mai important, să ai răbdare, să poți aștepta, iar apoi totul se va întâmpla ca atare. Ocupă-ți timpul liber în mod constructiv. Mergi la o bibliotecă, începe un jurnal personal. Există posibilitatea unei scăderi temporare a salariului la locul de muncă actual. În același timp, este posibilă o călătorie de afaceri plăcută în străinătate. La sfârșit de săptămână poți fi invitată într-o excursie, un picnic la țară. Încearcă să nu abuzezi de alcool. În această săptămână, alcoolul te va afecta mai mult decât de obicei, deci există riscul de a nu calcula doza. Ești stabilă din punct de vedere emoțional, de aceea oamenii ți se adresează și acest lucru îl vei observa în special la sfârșit de săptămână. Astrele sunt optimiste. Taur, ești persistentă în dorințele tale și astfel îți atingi scopul. Deși nu este clar ce, vei avea un rezultat concret și vei fi mulțumită de tine însăți. Săptămâna nu este deloc potrivită pentru nicio investiție monetară, iar practica ta obișnuită nu reușește. În săptămâna aceasta crește probabilitatea pierderilor financiare. Încearcă să te abții de la achiziționarea de echipamente electronice și de modă. În general, acesta este un timp nefavorabil pentru orice cheltuială. Lucrurile cumpărate acum, după un timp, pot să te ignore. Planete prietenoase îți recomandă ca în această săptămână să nu vizitezi cluburile și alte facilități de divertisment.
Nu este recomandabil să împrumuți bani prietenilor sau să le reamintești de rambursarea datoriilor. Există riscul de a distruge relațiile cu aceștia. De asemenea, nu este de dorit să te căsătorești sau să începi o viață comună în acest moment. În căsătorie, cineva poate simți oboseala comunicării, nevoie de singurătate, dar poate și dorința de relații secrete de dragoste. Unele secrete legate de povestea ta de dragoste pot fi dezvăluite și te poți afla între două incendii. Sfârșitul de săptămână este de preferat să îl petreci în izolare. Acesta este un moment bun pentru practicile spirituale, în special meditația. Astrele sunt optimiste. Gemeni, ești obosită să asculți de oameni și de împrejurările care îți dictează. Vrei să devii foarte independentă. Fă ce vrei, ceea ce poate fi mai bun pentru tine. Nu toată lumea este mulțumită de comportamentul tău, dar pentru tine este mai important confortul spiritual decât opinia altcuiva. Totuși, această atitudine poate prezenta complicații în muncă în această săptămână și în relațiile cu rudele apropiate. Înainte de a întreprinde ceva, întreabă-te cum pot afecta inițiativele tale acești oameni și cum vor reacționa la acest lucru. Poate că intențiile bune de a ajuta pe cineva în realitate vor fi inutile, în plus, ele pot duce la neînțelegeri și tensiuni în relație. Principala regulă a acestei perioade este, după cum urmează, nu face ce nu-ți cere nimeni. În prima jumătate a săptămânii este mai bine să nu închei contracte imobiliare. Miercuri nu trebuie să fii în ochii superiorilor. Poate că îți vor da de lucru și te vor ține ocupată până la sfârșitul săptămânii și nu există nicio certitudine că vei fi plătită. Este recomandat să petreci weekendul într-un cerc de prieteni. De exemplu, poți vizita un club unde poți face noi cunoștințe și poți vorbi despre hobby-urile tale oamenilor care se gândesc la fel. Planete prietenoase îmi spun că în weekend cineva foarte drag va pregăti pentru tine ceva foarte frumos. Astrele sunt optimiste. Rac. În această săptămână pot exista complicații în relația cu reprezentanții legii. Acordă o atenție deosebită respectării legilor. Acest lucru se aplică în mod special regulilor de trafic. Nu conduce mașina neregulamentar. Acesta este un moment nefavorabil pentru soluționarea problemelor prin instanță. Șansele de a câștiga cazul sunt acum prea mici. Dacă este posibil, amână procedurile legale pentru o perioadă mai potrivită. Studenții universitari pot avea complicații în relațiile lor cu profesorii. Cel mai probabil, motivul va fi o încălcare a disciplinei. Săptămâna este potrivită pentru restabilirea relațiilor cu părinții. Partenerul îți poate oferi mai multă libertate și te poți întâlni cu o persoană care te simpatizează. Dar este mai bine să păstrezi distanța. Permite-ți doar să flirtezi ușor. Protejează-ți sistemul cardiovascular, evită supraîncărcarea fizică și mentală. Oboseala pe termen lung poate duce la manifestarea bolilor cronice. Dar, de asemenea, este necesar să te concentrezi asupra maladiilor mici, multe dintre ele putând fi rezultatul unei suspiciuni sporite. În general, săptămâna aceasta este favorabilă pentru tine și nu prezintă pericole grave. Astrele sunt optimiste. Leu, în această perioadă va fi necesar să depui eforturi pentru a ieși din mulțime, pentru a obține recunoașterea realizărilor tale. Poți simți că ești subestimată, în special în activitățile profesionale din prima jumătate a săptămânii. În acest moment, în munca ta nu sunt excluse interferențe enervante, forța poate fi alternată cu munca, ceea ce contribuie la creșterea numărului de erori.
Nu este momentul să schimbi locul de muncă. A doua jumătate a săptămânii îți va oferi mai multe oportunități, va accelera executarea planurilor tale. Totuși, aceasta poate deteriora brusc relația cu unul dintre prieteni. Pentru a evita acest lucru, încearcă să nu începi cu el afaceri financiare comune. De exemplu, banii împrumutați vor fi motivul cel mai probabil pentru dezacord. Cea de-a doua temă importantă a săptămânii este întărirea nevoilor sexuale și dorința de a lua măsuri extreme pentru a le îndeplini. Dacă ai un partener permanent, atunci o relație intimă cu el poate deveni mai intensă. O întâlnire online cu un reprezentant al sexului opus poate deveni o relație reală. Schimbă-ți viața personală, simte-te ca o femeie iubită și apreciată și petrece weekendul într-un loc care va fi plăcut amintit mult timp. Astrele sunt optimiste. Fecioara. Pe cele căsătorite, stelele le sfătuiesc să fie răbdătoare și să nu aibă nevoie de un raport în fiecare minut despre unde, cum și cu cine își petrece timpul liber partenerul lor. Pentru gelozie și suspiciune, acum nu există niciun motiv, dar un astfel de comportament nu va face decât să îndepărteze pasiunea de la tine. Principala problemă este lipsa unei înțelegeri reciproce adecvate în cadrul uniunii și lipsa de informații despre viața celuilalt. Situația va fi salvată de înțelepciunea ta. Cu puțină răbdare, ceața care învăluie perechea ta se va risipi de la sine. Pe de o parte, te așteaptă situații serioase, unde este important să faci o alegere în favoarea intereselor tale. Pe de altă parte, va fi o oportunitate de a beneficia de situația care a apărut. Dificultăți financiare sunt posibile dacă vei continua să cheltui bani pentru achiziții neplanificate. A doua jumătate a săptămânii este un moment potrivit pentru activități legate de sport. La sfârșit de săptămână se pare că îți vei dori fiori. Poți urmări sporturile extreme sau poți participa la acestea. Adrenalina și o mare de impresii sunt garantate. Weekendul va zbura neobservat și va ridica starea ta de spirit. Astrele sunt optimiste! Balanța. În această săptămână, stelele te sfătuiesc să dedici mai mult timp sănătății tale. Acum, imunitatea poate scădea, ceea ce va crește probabilitatea bolilor inflamatorii. Nu uita de măsurile preventive. Atenție la igienă și curățenia casei, îmbracă-te cu vremea, nu sta în calea lucrurilor și nu intra în contact cu pacienții doctorului tău de familie. De asemenea, acesta nu este cel mai bun moment pentru excursii turistice. Există riscul de a te pierde într-un oraș nefamiliar sau pe traseu. Elevii trebuie să ia în serios cerințele profesorilor cu privire la respectarea disciplinei și la momentul predării cursurilor. Planetele oferă ocazia de a te bucura de succes cu sexul opus și de a pune condițiile într-o relație de iubire. Principalul lucru este să nu dictezi prea dur sau să afișezi frivolitate excesivă, altfel problemele sunt inevitabile. Acesta este cel mai bun moment pentru a stabili o relație de încredere cu copiii și a crea armonie în casă. A doua jumătate a săptămânii îți poate îndrepta gândurile către faptul că vacanța de vară vine în curând și nu înțelegi cu cine și unde vrei să mergi. La sfârșit de săptămână sunt posibile schimbări pozitive în relațiile matrimoniale. O surpriză plăcută din partea unui partener nu este exclusă. Astrele sunt optimiste. Scorpion. În această săptămână va trebui să muncești din greu cu copiii pentru a obține succesul în procesul educațional.
Poate că vei descoperi că copilul a început să ascundă ceva de tine sau să se comporte cu suspiciune. Uită-te mai atent la comportamentul lui. Poate că nu prea are suficiența căldurii, grijii și afecțiunii tale. Dacă copilul va vedea cât de mult îl iubești, multe probleme vor fi evitate. Ascultă-ți intuiția, limitează comunicarea cu persoane care sunt potențial neprietenoase pentru tine. Cele mai dificile momente ale săptămânii sunt legate de colegi, mai ales dacă lucrezi în echipă. Se pare că cineva va trebui să întrerupă relațiile, chiar dacă ar fi prietenoase. Această săptămână promite multe impresii plăcute în dragoste. Cel mai probabil, sentimentele tale vor deveni mai strălucitoare și mai profunde. Nevoie de intimitate spirituală și fizică cu cel iubit va crește. Dacă ești singură, situația te poate împinge să creezi noi cunoștințe în cluburi și alte unități de divertisment. Preocupările financiare puternice din această săptămână te vor face mai activă. În prima jumătate a săptămânii, trebuie să fii mai atentă, să verifici în mod repetat munca și documentele. Astrele avertizează. Săgetător, încep din nou să înțelegi că este timpul să faci niște pași cardinali pentru a deveni mai durabilă din punct de vedere material. Promiți să faci o mulțime de lucruri, dar nu te grăbești să o faci și până joi poți înțelege pe deplin acest lucru. Unii arcași pot hotărî pentru concediere și chiar pot simți o ușurare. În aceste zile se pot complica relațiile în familie și în căsătorie. Poate că vei întâmpina dificultăți în înțelegerea reciprocă cu rudele. Chiar și cele mai simple întrebări vor fi dificil de rezolvat. Dacă mai multe generații trăiesc într-un apartament, copii, părinți, bunici, atunci o încurcătură de interese conflictuale se pot transforma într-un conflict serios. Încearcă să preiei rolul solului de pace și să abordezi întrebările extrem de obiectiv. Este mai bine să petreci zilele de odihnă în afara casei. Aceasta este săptămâna cea mai potrivită pentru îngrijirea sănătății, tratamentul și prevenirea bolilor deja identificate. Diagnosticul medical în prima jumătate a săptămânii nu este foarte fiabil, poate că va trebui să-l asculți puțin mai târziu. De asemenea, pentru operațiile chirurgicale nu este momentul potrivit dacă acestea nu sunt urgente și nu există pericol pentru viață. Astrele sunt optimiste. Capricorn, în această săptămână îți va fi mult mai greu să te organizezi, astfel încât problemele curente sunt puțin probabil să fie rezolvate în timp util. Din cauza stilului de viață liber și relaxat în timpul sărbătorilor, nu va fi ușor să îți regândești activitățile productive. Pot fi de asemenea întâlniri inutile și conversații goale cu alte persoane. Acest timp nu este potrivit pentru noi cunoștințe, studii, călătorii. Nu trebuie să ai încredere în zvonuri, chiar dacă se referă la oameni apropiați de tine. În timpul cumpărăturilor, ai grijă să fii vigilentă. Acum riscul de a deveni victima unei fraude este ridicat. Va trebui adesea să cauți sprijin în alte persoane, echilibrul tău emoțional depinde în mare măsură de relația cu aceștia și de prezența sau absența sprijinului extern. În același timp, prima jumătate a săptămânii este nefavorabilă pentru stabilirea de contacte, planetele închid pe mulți oameni în ei înșiși, în propriile gânduri și preocupări și nu depind de tine. Dar este foarte posibil să reiei relațiile anterioare întrerupte, să te întâlnești cu cei cu care nu ai vorbit de mult timp sau să afli vești de la ei.
Duminică vei fi gata să te dedici rudelor? Acestea pot apărea în mod neașteptat la ușa ta și sau pot face apel la tine cu solicitări complexe. Astrele sunt optimiste. Vărsător, vei tinde să intervii în chestiuni care nu te privesc deloc și acest lucru provoacă iritare printre altele. Păstrează un stil de viață calm, fă doar ceea ce este direct legat de tine. În viața personală, o altă dezamăgire te poate aștepta, dar ai fost deja pregătită pentru aceasta de mult timp, așa că nu vei suferi mult timp. În această săptămână poți cheltui prea mulți bani pe cadouri. Astrele îți recomandă mai întâi să întrebi ce au nevoie părinții, copiii sau cei dragi și apoi mergi la magazin. În caz contrar, o surpriză neașteptată te poate aștepta la destinație și nu vei avea efectul pe care l-ai preconizat. De asemenea, amintește-ți că iubirea și grija pentru cei dragi pot fi exprimate nu numai prin daruri, ci și prin căldură și îngrijire. Acum nu este cel mai bun moment pentru a vizita activități recreative, cluburi de jocuri de noroc. În plină expansiune, riști să cheltui o sumă mare de bani. În weekend, dimpotrivă, norocul îți va zâmbi. Acesta este momentul potrivit pentru o vacanță distractivă cu prietenii. Astrele sunt optimiste. Pești. În această săptămână, stelele te sfătuiesc să arăți maximă atenție și tact în relațiile cu oamenii apropiați. Poate că nu vor putea să îți sprijine inițiativele, ceea ce va crea tensiune în relație. Nu te ofensa și nu trata totul cu ostilitate. În această perioadă, riști să fii deziluzionată, deci este mai înțelept să nu începi proiecte noi, mai ales dacă nu ai încredere deplină în corectitudinea acțiunilor tale. Climatul psihologic din familie poate lăsa mult de dorit. În ciuda acestui fapt, trebuie să arăți toleranță și flexibilitate. Doar atunci poți evita conflictele și poți păstra pacea în casă. În ceea ce privește viața în căsătorie, aceasta poate scădea într-o oarecare măsură, mai ales în prima jumătate a săptămânii. Tu sau soțul puteți fi ocupați cu lucruri diferite și nu veți avea întotdeauna timp să vă acordați atenție unul altuia. Dar relațiile dintre soții divorțați, nu neapărat amoroși, pot reînvia, pot avea teme comune pentru discuții. La sfârșit de săptămână poți obține o sumă mare de bani, datorită căreia poți rezolva cu succes multe probleme financiare acute. Astrele sunt optimiste! La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!